Din cele 260 de cabinete de familie din Mureș, aproximativ 40 preiau doar urgențele. Nu ne putem permite să mai plătim în luna decembrie salariile colegelor noastre asistente care sunt dependente de noi. Sunt foarte multe cabinete care au investit în renovări prin programul PNRR și această activitate a început cu investiții din bani proprii, motiv pentru care colegii noștri au luat credite care au termene de plată și pe care nu și le pot onora. Dar și casele județene de asigurări de sănătate au mâinile legate. Am făcut decontări ale lunii octombrie doar la nivel de 64%. La această dată nu există filă de buget cu alocare pentru aceste diferențe. La Galați, medicii de familie încă speră la o rezolvare. Vom fi nevoiți, nu știu, de azi, de mâine, de astăzi, în niciun caz, de săptămâna viitoare, să luăm niște măsuri radicale, adică să nu mai consultăm decât contracost sau să punem lacătul pe cabinete. Ați avea bani să vă plătiți fiecare consultație? Nu. Mai bine să mor decât să mă duc și să nu am cu ce să îmi plătesc tratamentul sau consultația. Din ce în ce ne ducem spre mai rău. Banii ar trebui să vină din capitală, dar Casa Națională nu mai are președinte, după ce Andrei Baciu a anunțat că își dă demisia. Tot din cauza banilor protestează și angajații DSP-urilor. De 18 zile, direcțiile de sănătate publică opresc activitatea zi de zi pentru câteva ore. Cer și ei salarii mai mari, după ce colegilor din CNAS au primit măririle cerute. Peste 100 de angajați TESA din spitale au ieșit și ei în stradă în fața Ministerului Sănătății. Fără ei, practic, spitalele nu ar funcționa și spun că au fost ignorați și uitați de fiecare dată. Pentru personalul nemedical și pentru personalul TESA, pentru administrativ, de fiecare dată s-a considerat că trebuie să se facă economie. Deci la noi de fiecare dată fondurile s-au terminat, ni s-a cerut să avem răbdare. Noi reprezentăm până în 4% din salariile din total angajații ai spitalului. Ce s-ar întâmpla dacă biroul dumneavoastră nu și-ar mai face treaba? Nu s-ar semna contractele cu casa de asigurări? Nu mai avem muncitor, nu mai avem instalator, nu mai avem electricieni, le iau foc spitalele. De asta am decis să lăsăm pixul jos, nu o să mai dăm salariile. Liderii de sindicat au stabilit împreună cu ministrul Rafila formarea unor comisii care să discute problemele angajaților TESA din spitale.